avem privilegiul să vă spunem din nou bun regăsit într-un cadru de acum obișnuit, în vederea adâncirii Cuvântului Dumnezeu și suntem pe ultima sută de metri, ne apropiem de finalul acestui ciclu în care am dezbătut împreună idei și am găsit care sunt așteptările lui Dumnezeu pentru noi vis-a-vis de slujirea celor care au nevoie de slujirea noastră, de ajutorul nostru. Am primit reacțiile voastre și suntem încurajați să credem că vă slujim cu toată dragostea și suntem în același timp responsabilizați să facem lucrul acesta cu bucurie, cu pasiune și într-o deplină dependență de Dumnezeu. Vă spunem bun venit vouă și spun bun venit invitaților de astăzi. Bun găsit. Richard, Sergiu și Marius. Haideți ca împreună să procedem la studiul numărul 11, Fericita noastră nădejde. Îmi place titlul acestui studiu. Și aș avea o primă întrebare. Dacă vorbim de, când vorbim de speranță, de nădejde, sigur, lucrul acesta ne proiectează în viitor. Cândva va veni fericita nădejde, arătarea Domnului Iisus Hristos. Însă, cum arată un creștin la modul prezent, care așteaptă revenirea, ce efect are în prezentul lui așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de slujirea nevoilor celorlalți? Atunci când ai înaintea ochilor tăi fericita nădejde și a noastră comună, ești un om, așa cum spune și titlul, un om fericit. Te înfrunți cu dificultăți și vezi că sunt foarte multe lucruri de rezolvat pretutindeni, dar știi că nu pentru totdeauna vor fi așa. Că, e adevărat că dacă stai și te uiți, vizitezi un om într-un spital, vezi atâția bolnavi. Pentru omul acela ai adus fericire, însă te duci de acolo întristat pe de-o parte pentru că rămân alte sute de persoane care suferă. Dar totuși, fericită nădejde ne vorbește că va veni o zi când nu va mai fi această suferință, această durere și atunci te poți ridica să mergi mai departe, să faci această lucrare, chiar dacă e mică, în aparență este importantă pentru cei care suferă. Eu mai văd încă o dimensiune și anume că în momentul în care ai o perspectivă corectă asupra aspectului escatologic al istoriei, îți dai seama că cea mai mare nevoie a lumii noastre nu este doar după pâine, ci după speranța că lucrurile se vor schimba într-o zi și se vor schimba din perspectiva lui Dumnezeu. Că până la urmă, unui om care este amărât, faptul că îl ajuți astăzi, dar el știe că mâine este în aceeași situație, sau unui om care este amărât din perspectiva morții, singurul ajutor este acesta, că Hristos vine și pune lucrurile în ordine. Textul de introducere parcă ne încurajează, prea iubiții mei, frați, fiți puternici, fiți tari, fiți slujiți cu bucurie, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră nu va fi în zadar. La ce credeți că face aluzie textul acesta? Vis-a-vis de pregătire și vis-a-vis de, în același timp, pregătire personală și slujirea celorlalți. Eu aș pune accentul pe punctul acesta central care îl văd din text. Fiți tari, neclintiți. Și cuvântul acesta, eu cred că este un sinonim al speranței. A fi tare, a fi neclintit, a căuta o imagine a stâncii și acesta nu se poate prin tine. Pentru că, dacă este să privim, chiar mă gândeam zilele acestea, cred că ar trebui să dezvoltăm, deschid aici o paranteză, un fel de limbaj negativ ca să contrabalansăm acest fals pozitivism care inundă societatea și biserica, în sensul că nu oferă speranță, dar ne face să machem un zâmbet, să punem ceva frumos peste ceva care este mort. Și mă gândeam să spunem la locul în care Dumnezeu nu este. Ebenezer, aici Dumnezeu ne-a ajutat. Oare nu cumva Dumnezeu tace pentru că noi tăcem? Oare nu cumva Dumnezeu nu răspunde pentru că noi nu mai răspundem? Oare nu cumva Dumnezeu nu mai face pentru că noi nu mai facem?
Și mă gândeam să spunem lucrul acesta, pentru că observ în lume această ușoară depărtare a Duhului Sfânt. Este prea evidentă, s-a întâmplat incendiul ăsta din Amazon, evenimentele acestea care întotdeauna nasc întrebări cataclismice. Și în fața acestora nu e decât acest, cum spunea Sergiu, un popor al speranței. Fiți tari, neclintiți. Eu văd, Nelu, aici nu e zadarnică. Din perspectiva aceasta concretă, unu, că Dumnezeu vede. Și să nu uităm că în Matei 25 apare ideea aceasta, ori de câte ori ați dat, ori de câte ori ați făcut, mie mi-ați făcut. Pentru că e adevărat că sunt și comunități umane în care binefacerea se apreciază, dar în mod general, în general, ești privit ca un om naiv, ca un om care crede în utopii, un om de care se poate profita. Și atunci, eu văd textul acesta, într-adevăr, Dumnezeu într-o zi ne va spune, n-a fost degeaba. Da? Și doi, în ziua aceea să vezi un rod al muncii. Da? Spune atât de frumos profetul Maleah și așa se spre final de Vechi Testament, da? Și atunci veți vedea din nou deosebirea. Adică astăzi nu se vede deosebirea, dar atunci se va vedea. Da. De când a experimentat planeta Pământ căderea în păcat, și efectele lui au fost o realitate vizibilă și oamenii le-au simțit, le-au trăit pe pielea lor, s-a născut și un strigăt, până când, Doamne, această situație? Și se pare uneori, și chiar sunt scriitori ai Bibliei care spun, până când lași ca celui nelegiuit să-i meargă bine, să-i se bulbuce ochii de grăsime, iar cel drept, cel neprihănit suferă. Până când acest strigăt? Înainte ca să punem întrebarea, vreau să prezint puțin contextul, că de obicei subiectul acesta se vorbește mai mult legat de rugăciune. Dar iată că deja de ceva vreme, Luca 18 și până când, Doamne, este prezentat în contextul normal în care este în Evanghelie, și anume al revenirii Domnului Iisus Hristos, rugăciunea fiind instrumentul prin care să susținem această vedere a răspunsului lui Dumnezeu. Deci contextul este în contextul revenirii, nu contextul rugăciunii. Și acum poți să pui întrebarea. Da, tocmai asta era contextul final spre care tindeam să ajung și o să avem și o întrebare vis-a-vis de efectul rugăciunii. Însă a uitat cumva Dumnezeu, pentru că Sergiu spunea mai devreme, va veni o vreme când se va înțelege că Dumnezeu a știut, Dumnezeu a contabilizat totul, a uitat Dumnezeu să intervină, să facă dreptate, mai ales că noi suntem creștinii care credem într-un Dumnezeu care va face dreptate și care face dreptate. Această întrebare este atât de mângâietoare pentru cei care trec prin nedreptăți, fiindcă sunt milioane de persoane care au trecut la odihnă datorită nedreptăților. Sunt multe persoane care n-au putut să vadă împlinirea unei dreptăți, unei judecăți. Multe persoane, și îndeoseb martirii, pentru că acolo în Apocalipsa ne trimite la cei care au suferit din cauza credinței, și ei întreabă, până când, Doamne, vei zăbovi, până când? Și mă gândesc așa, în zilele noastre avem tribunale, avem poliție, avem, și ne gândim că atunci când cineva ne face o problemă, ne fură, se poate stabili judecata. Mi-aduc aminte când mi-au spart mașina și mi-au furat roata de la mașină. M-am dus cu mașina la poliție, am luat amprente și așa eram de doritor să facă dreptate, văd cine mi-a spart mașina. Au trecut ani de zile și n-am aflat. Atunci, asta e un lucru mic. Dar câte nedreptăți nu sunt în lumea aceasta? Și în întrebarea aceasta, până când, Doamne, totuși noi ca și creștini care așteptăm revenirea lui Hristos, avem o speranță, pentru că aici ne spune că judecata lui Dumnezeu se va face și pentru cele bune și pentru cele rele și se va descoperi. Și atunci e ca un fel de calmant pentru cel care suferă, pentru cel care nu vede evidențe care să ofere dreptate încă, totuși să știe că lucrul nu se sfârșește acolo. Chiar dacă poate ochii lui nu vor mai vedea lumina zilei, dar totuși este un Dumnezeu care ia aminte și va restabili lucrurile în dreptatea sa absolută. Într-un fel, lecțiunea noastră în secțiunea de față ne așează cu picioarele pe pământ. Și anume, eu văd o extremă și e greșit să nu fim
să facem mai mult pentru cei în nevoie. Deci acum, după un trimestru în care am studiat, consider că fiecare grup a școlii de sabat, fiecare dintre noi ca membri, ar trebui să avem micul nostru proiect de binefacere, de susținere. Dar, pe de altă parte, lecțiunea ne spune, și Biblia afirmă asta, că oricât ne-am dori, nu vom găsi o rezolvare deplină a problemelor sociale, a inegalității, a injustiției. Dumnezeu, când vine, ne va face dreptate. Și aș dori să mai spun ceva în contextul general al studiului nostru. Ideea este următoare: fără mâncare trăiești câteva zile, fără apă trăiești un pic mai puțin, fără aer trăiești și mai puțin, și fără nădejde omul nu poate trăi, avându-le pe toate celelalte. Dacă îmi permiți să dau și un răspuns, pentru că de obicei la întrebarea asta se zice că nu este răspuns, și nu este răspunsul meu, este răspunsul Scripturii chiar în acest pasaj. Versetul 7 și 8: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Deci Domnul Iisus Hristos răspunde și printr-o întrebare, la această întrebare la care noi zicem că până când, Doamne, sau de ce? La această întrebare grea, pe care e un cartof fierbinte pe care căutăm așa să ne-l dăm unul altuia și bălbăjim texte crezând că rezolvăm, dar nu rezolvăm decât dacă suntem pe ce stă scris. Și Domnul Iisus răspunde și printr-o întrebare, întrebarea la care un răspuns este clar, adică da, le va face dreptate, și apoi vă spun, întărește întrebarea aceasta, vă spun că le va face dreptate. În același timp este și această tensiune. Măcar că Domnul Iisus Hristos ne prezintă adevărul, exact cum spunea și Sergiu, ne pune cu picioarele pe pământ, măcar că zăbovește față de ei, și avem continuarea în 2 Petru 3, că el are o îndelungă răbdare, pentru că înțelegem și de ce este motivul zăbovirii, măcar că zăbovește. Poate că păcătosul de mine își vine în fire și va fi cu credință în momentul în care, pentru că iarăși este o tensiune, când spune le va face dreptate, dar când va veni Fiul omului. Adică dă un răspuns clar, dar nu este clar câtă vreme vine întrebarea care te doare. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Uite, leg ceea ce ai spus tu, și haideți să insistăm puțin, să rămânem pe pilda judecătorului nedrept. Se pare că aici, din înțelesul pe care îl avem, Dumnezeu n-a fost săcăit suficient de nu a făcut dreptate, de nu a intervenit. Pentru că pilda ne spune, măcar că zăbovea să-i facă dreptate din cauza stăruinței ei, în cele din urmă s-a hotărât să facă. Îl puteți asemăna pe Dumnezeu cu judecătorul nedrept în sensul acesta? Cu siguranță. Adică el vrea să fie necăjit, să fie supărat, și care, ce sens dați acestei expresii? Din perspectiva unei persoane care suferă, când va privi spre Dumnezeu că nu intervine, în general, va fi privit ca un judecător nedrept. Pentru că omul care suferă, omul care este la strâmtorare, nu înțelege cum de nu intervine când pe el doare și când el suferă. Tocmai din cauza aceasta parabola ne este dată ca noi să continuăm să ne rugăm, ca așa spun la început, să ne rugăm neîncetat, fără curmare, să nu ne lăsăm. Adică nu-ți pierde credința, nu-ți pierde nădejdea, gândește-te că el va interveni. Pentru că observăm că la sfârșitul parabolei spune, vă spun că va face dreptate în curând. Deci acest în curând este de fapt și mesajul pe care noi îl avem ca popor. Este suferință, este necaz, dar în curând Dumnezeu va veni. Noi ca popor advent am născut cu această responsabilitate uriașă. Mi-aduc aminte, într-o zi, pe spatele unei mașini era scris, Iisus vine curând. Și niște persoane din altă denominație au spus, nu e adevărat, deja Iisus a venit. Dar noi nu ne referim la prima sa venire. Noi ne referim că Iisus va veni a doua oară și va pune lucrurile la locul lor. Și aceasta e marea noastră speranță. Vreau să răspund puțin la întrebare și mă leg și de ce spunea Sergiu cu ceva vreme în urmă, când îmi plăcea că se sizează pe aici, pe acolo, o anume ironie, o anume înțelegere adâncă a Domnului Iisus Hristos, a spiritului fariseic, și pe care îl lua în râs. Oamenii aceștia, foarte, să zic așa, cu doctorate în teologie, ajungeau să-L conteste pe Dumnezeu și să spună că este nedrept. Și avem, de exemplu, în Ezechiel 18,
De ce ziceți voi că Dumnezeu nu este drept? De patru ori se repete când spune părinții mănâncă aguridă și copiilor îi se strepezesc dinții. De ce să plătească cel nevinovat pentru cel vinovat? Ne gândim, de exemplu, că de ce David a păcătuit și patru copii îi mor și îi punem întrebarea, de ce Dumnezeu este așa? Copilul ăla mic, ce vină avea? Și noi ridicăm aceste texte sau când întreabă farisei în împărăția cerurilor, o femeie a avut mai mulți bărbați. Care va fi? Și Domnul la acestea încearcă să le spună, eu cred că este un mod al Domnului de a spune necredincioșilor, pentru ce mă ispitiți? Voi știți care este adevărul. Cum puteți să spuneți că Tatăl este nedrept? Așa înțeleg eu. Da. Haideți să facem un pas mai departe. Vorbim de fericită nădejde, de așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, eveniment la care El va restabili toate lucrurile. Însă, până atunci, trăim două realități. Și anume, vorbim de acea așteptare activă, atât pe plan personal cât și în exterior, slujind pe ceilalți, dar avem și realitatea unei așteptări pasive și sunt mulți așteptători care așteaptă în felul acesta. Care este pericolul așteptării pasive, fără a face prea multe, atât pentru tine cât și pentru, mai ales cât pentru ceilalți? Și a doua parte a întrebării, care va fi efectul unei așteptări active, unei implicări concrete în slujirea altora? Mă gândesc că în așteptarea pasivă omul se plictisește, nu mai veghează și în cele din urmă începe să-și piardă credința. Tocmai din cauza aceasta, cred că credința este fundamentală în speranță. Sunt foarte multe persoane care nu mai au credință tocmai pentru că nu au așteptare activă. Când ești implicat în ceva, când aduci mângâiere, când vizitezi, când ai activitate și credința îți crește. Credința crește pe măsură ce te implici în ceva. Și cred că nu ar trebui să stăm cu mâinile în sân, așteptând o lume mai bună, fără să facem ca acea lume mai bună să o avem. Să avem pregătite, pentru că atunci când Domnul va veni, într-adevăr să spună rob bun și credincios ai făcut, ai fost credincios în puține, te pun peste mai multe. Nu cred într-o așteptare pasivă, nu este ceea ce Domnul dorește pentru noi. Ionelu, aș întoarce întrebarea ta. Care sunt pericolele unei așteptări active și care sunt beneficiile unei așteptări pasive? Pentru că să nu uităm că Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Și anume, din perspectiva asta socială, eu văd, și o spuneam ieri la biserică, noi nu credem într-o religie pe sertare. Și anume, eu nu sunt bine în relația cu Dumnezeu, dar mă implic mai mult în facerea de bine. Sau nu sunt bun în relațiile cu semenii, dar nu mănânc decât morcov. Mă înțelegi? Și atunci compensez. Noi credem într-o credință unitară și eu văd în așteptare cele două dimensiuni, și partea asta de așteptând și partea de grăbind. Există, în orice extremă există pericol și ca biserică, ca și credincioși, cred că trebuie să îmbinăm pe de-o parte sulul cărții. Și nu degeaba Domnul în Matei, când vorbește de a doua venire, de trei ori repetă, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, da, în Matei 24, deci să nu uităm sulul cărții și să nu uităm și partea cealaltă, vin să fac voia ta, adică acțiunea. Partea și activă. Este prezentat în Matei 25. Exact ce spune Sergiu, cu elementul acesta central de studiu și de învățătură pe Matei 24, care vine de cele trei solii în cerești, speranța, advent, judecarea de cercetare și evenimentul, firul evenimentelor care este dat, și Matei 25, care arată, de exemplu, în pilda celor 10 fecioare, era ceva ce le lipsea, nu? Uleiul acela, și care ține de pregătire și de prezența Duhului Sfânt. În pilda talanților este clar, nu? Să pui la schimbător ceea ce ai. Deci afina, clar, nu? Adică cel care n-a făcut nimic, tocmai pentru asta a fost acuzat. Și la fel și în pilda cu oile și cu caprele, nu? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Și pentru asta sunteți binecuvântați, veniți binecuvântați. Și apoi se încheie negativ, ori de câte ori nu ați făcut, mie nu mi le-ați făcut. Și pentru asta sunteți blestemați și aș vrea doar să întreb de ce este acest mod de prezentare. Da? Adică, de ce se termină cu n-ați făcut? Mie nu mi l-ați făcut. Și aceștia merg în pedeapsa veșnică. De ce începe pozitiv și termină negativ?
Pentru că eu cred că așa e istoria, nu? Întâi la revenire Domnul răsplătește și după aceea Domnul Îi vine dă cu partea a doua. răsplata. Eu cred că e istoric. Da. Da. Cred că avem foarte multă nevoie să ne simțim iubiți, să ne simțim apreciați și să facem binele, pentru că ce puțin înseamnă să dai un pahar cu apă și totuși ce mult înseamnă. Și nu-l facem. Nu-l facem. Un pahar cu apă, eu nu știu când am făcut noi ultima dată să dăm un pahar cu apă, pentru că și astăzi noi zicem un pahar cu apă, ce, nu-i nimic, ce, dacă e să invit pe cineva, invit la un polonii de supă, dar nu un pahar cu apă. Însă Domnul Hristos reduce la atât de puțin faptele bune și spune, te poți să faci atât de multe pentru mine și atât de puține, Cu efect atât de. încât nu o să ai scuze în ziua judecății, să spui că eu n-am putut, că eu n-am avut bani, că un pahar cu apă poți să dai de unde, apa e gratuită, cele mai multe lucruri în viață sunt gratis și poți să le dai și să aduci bucurie în jurul tău. De aceea zice, ai dat hrană, ai dat, că mi-aduc aminte că m-a sunat cineva odată și mi-a spus, frate, pastor, am găsit pe cineva în stradă, ce să fac, eu nu pot să-l primesc în casă. Și am întrebat, i-ai dat de mâncare? Da. Nu, ce ai făcut? Ce a spus Scriptura. De multe ori noi nu facem lucrurile bune de teamă pentru că nu avem să dăm ceea ce considerăm noi că ar trebui să dăm. Însă Domnul Hristos vine în întâmpinarea noastră și ne spune că sunt multe metode bune prin care putem face fapte excelente pentru El, în persoana celor mai neînsemnați frații noștri. Am abordat până acum subiectul care se referă la cei care trăiesc, cei care sunt în viață, chiar dacă trec prin experiențe de nedreptate, de asuprire, sărăcie, boală și așa mai departe. Dar studiul nostru ne provoacă să ne punem problema și ce facem cu acei care stau în fața morții. Cea mai teribilă dramă pentru noi pământeni este moartea, da? Cum afectează realitatea învierii despre care Biblia vorbește, cum afectează realitatea învierii, calitatea vieții noastre de creștini, da? În așa fel încât să fim echilibrați, chiar și în fața morții, în pregătire personală și în pregătirea celorlalți. Stau în fața unui om care stă în fața morții, mai are câteva zile și medicul i-a spus că ce. Păi, fericita noastră nădejde este exact aici, că mulți tot îi cântă prohod creștinismului și adventismului, văzându-l mort peste, eu știu, unii pentru peste o lună, alții peste nu știu cât timp. Ori eu cred că nu are cum să moară nici creștinismul, nici adventismul, atâta vreme cât această speranță este prezentată. Duhul Sfânt este prezent. Aici este Ce locul în face care, această speranță în persoana în care momentul trece în care, chiar îmi prin povestea cineva, momentul? domnule, am fost la o mormântare. Un prieten de-al meu care nici n-a vrut să audă, era ateu. Și un unghi de-al lui era adventist și a fost acolo. Zice, din momentul acesta, eu am luat foarte în serios să citesc, am pus mâna, eu n-am mai pus mâna pe Biblie de 20 de ani. Ce l-a determinat pe omul ăla? Prezența la o înmormântare. A fost ceva acolo, un cuvânt, un cântec, o rugă, și omul acesta care se certa cu Dumnezeu și spunea că nu există, l-a întors și spunea, mi-am dat seama că de asta are nevoie. Poftiți Deci răspuns. noi, ca biserică, avem un mesaj pozitiv pentru asta. Creștinismul are în el această Avem soluție. Și varianta. spune Apostolul Pavel, dacă Hristos n-a înviat, degeaba e predicarea noastră. Și a noi, aha, trebuie să spunem, Corintei 15. Eu, Nelu, vreau să spun că joi am fost, de fapt, miercuri seara m-a sunat cineva ca joi să mergem la spital. Am fost joi la Ramonii Cajal să fac probabil ultima rugăciune cu un om care, fiind într-o fază terminală și toate tratamentele astea paliative ca să ia durerea nu mai făceau față, urma să fie indus în comă. Și m-am dus joi, m-am întâlnit cu un frate undeva spre 60 de ani, care știa că m-are de trăit câteva ore, cu care m-am rugat, cu care am putut să discut despre înviere, pe care l-am văzut și curgându-i lacrimi și l-am Amin. văzut și zâmbind. Asta este. Și peste toate am putut să deschid Biblia și să ne amintim împreună rugăciunea pe care a făcut-o tâlharul Mântuitorului, Doamne, adu-ți aminte de mine. Și într-un fel spunându-i, frate, propuneți ca ultimul gând să fie asta. Doamne, adu-ți aminte de mine. Și asta m-a surprins, plăcut. Am văzut un om care Se erau și prinde. lacrimi, dar era și bucurie.
Da, l-am văzut zâmbind și ne-am despărțit într-un fel. Nu era speriat. Nu era speriat, nu era... Nu, speriat nu. Era și partea asta de tristețe. Normal. De despart, de, da. De toate. Dar era speranța asta a învierii. Dacă da. Este ceva, poate că aș avea multe, să zic așa, de pus în povară, să zic așa, oamenilor care slujesc împotriva lucrătorilor. Că sunt ispitit când văd una alta, dar în momentul în care, așa cum este, deschide cuvântul lui Dumnezeu și citește un cuvânt de speranță și un om care este la marginea prăpastiei găsește încurajare, atunci, practic, mă întreb, adică zic, Doamne, ia-mi limba și tai-o dacă pot să mai vorbesc împotriva unui astfel de om, pentru că, de fapt, aici este mesajul care poate aduce. Pentru că, pentru ziua aceasta de azi și de mâine, dar când ești în fața morții, omul nu mai are nimic. Omul modern, omul acesta inteligent, omul acesta progresist, nu mai are nicio soluție. L-am avut pe Steve Jobs, care a avut totul și n-a fost nicio soluție. În fața morții nu există decât o singură soluție. Speranța învierii. Dacă noi suntem în Hristos, vom învia. Pentru ca să avem parte de înviere, trebuie ca de pe acum să murim în El. Când firea noastră păcătoasă moare, atunci noi experimentăm învierea spirituală. Pentru că așa spune, dacă voi ați fost îngropați, veți învia împreună cu Hristos. Așadar, învierea, ca să fie autentică, când noi spunem că oamenii mor în Hristos sau dorm în Hristos, trebuie să existe o înviere spirituală înainte de învierea fizică. Și învierea aceasta spirituală o avem atunci când Hristos se naște în noi și când noi trăim o viață de ascultare. Deci să înțeleg din răspunsurile voastre că mesajul învierii are un efect de creștere și de maturizare spirituală pentru mine, cel care nu trec prin situații de criză și îmi dă calitate, îmi dă putere, îmi dă curaj să ofer și celuilalt această speranță și să-l ajut să se prindă, da, să eu, se prindă de... Fratele, eu înțeleg, când eu eram adolescent și când l-am cunoscut pe Domnul Iisus, atunci am simțit dintr-o dată că lucrurile care înainte îmi plăceau au ajuns să nu mai îmi placă. Filmele, muzica, lumească, lucrurile care erau în lume. Am început dintr-o dată să am ură față de ele, față de lucrurile care îmi plăceau. Eu cred că noi trebuie să dăm această siguranță oamenilor că ei vor învia dacă au experimentat această naștere din nou. Și ei trebuie să vadă această siguranță. Exact. Ei, în ei înșiși, pentru că dacă ei încă mai simt plăcere pentru lucrurile din lume, vrăjmășie este împotriva Dumnezeu, această plăcere, această prietenie cu lumea. Un om care nu experimentează nașterea din nou, învierea la o viață nouă în Hristos, nu are cum să aibă acea speranță. De aceea e foarte important ca înainte ca omul să fie pe patul de boală, să poată experimenta învierea. Pentru că s-ar putea ca în momentele acelea să nu aibă, să nu caute. Disperarea este foarte mare când un om este pe patul de boală și poate să-și piardă credința cu mare ușurință. Mai avem o altă realitate de care vorbește Biblia și anume ce facem în fața judecății. Și această realitate a judecății uneori parcă nu-i determină pe oameni și ne referim aici în speță la creștini. Deci cred într-o judecată, cred că Dumnezeu va aduce la judecată toate lucrurile, fie ascunse, fie văzute și așa mai departe, și cu toate acestea, știind lucrul acesta, continui să fiu egoist, continui să fiu să nu mă intereseze. De ce această realitate? Aici, Nelu, am două comentarii. Unu, eu cred tradiția aceasta pe care noi avem protestantă, și anume că predicarea legii și predicarea judecății produce o pocăință pasivă, adică te sperie un pic, dar nu te schimbi. Numai predicarea crucii, cât l-a costat pe Dumnezeu păcatul, produce o pocăință activă, care te schimbă. Însă, noi, din păcate, și mă întrebam, știți, ce legătură ar avea judecata în contextul ăsta în care vorbim despre dreptate socială. Noi de multe ori vedem judecata doar din perspectiva Dumnezeu judecă viața unui om. Asta e altceva. Când ne uităm din perspectiva Apocalipsei și din perspectiva cărții lui Daniel la judecată, judecata apare Daniel capitolul 7, spune, va da împărăția sfinților, adică Dumnezeu la judecată face dreptate celor nedreptățiți.
Și în sensul acesta, fericita noastră nădejde are și partea aceasta, adică cel nedreptățit pe pământul ăsta, până la urmă, Dumnezeu îi va face într-o zi dreptate. Dacă îmi permiți, Nelu, vreau să prezint și o alternativă la răspunsul lui Sergiu, înțelegând că e adevărat că metodica, metodă pedagogic, nu ține. Însă, dacă citesc, de exemplu, cel puțin personal, și dacă ai o luminiță acolo în conștiință, n-are cum să nu te râcâie puțin. Citesc, de exemplu, ultimul verset din Eclesiastul. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bun, fie rău. Lucrul acesta nu are cum să nu te clintească, oricât de dur ai fi, oricât de rece ai fi, și să nu creeze în tine un simțământ așa, dar stai un pic, eu ce fac? Dacă lucrul acesta este adevărat, eu ce fac? Se va face o judecată cu privire la tot ce este ascuns, fie bun, fie rău. Și atunci, următorul pas este, nu cumva ar trebui să schimb ceva în mine în vederea acestei realități? Și totuși, în ciuda acestei realități pe care tu ai evidențiat-o aici, sunt atitudini de genul acesta. Știu, sunt conștient, dar totuși rămân în aceeași... E alegere, e alegerea lui, e o alegere totuși, conștientă. Judecata, în sensul acesta, eu o văd pozitivă din perspectiva unui Dumnezeu plin de iubire care caută să ne salveze. Nu înțelegem prea mult despre judecate. Ne este greu să o percepem cu adevărat. Este o temă despre care se predică puțin, pentru că nu ne simțim prea comozi judecat. Exact. Fiecare lucru. Vă aduți aminte de citatele Spiritului Profetic, când zice un înger stă lângă noi și scrie fiecare cuvânt și e un pic așa. Dar eu cred că vestea cea bună este că dacă noi ne oprim din păcătuire, dacă noi ne oprim, dacă într-adevăr ne dăm seama că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și l-a dat pe Fiul Său și ne cuprinde grozăvie, nu pentru ce ni se poate întâmpla, ci pentru ce înseamnă păcatul, cum distruge păcatul. Zilele astea mergeam cu mașina și dintr-o dată am văzut un accident. A fost un accident. Și după accidentul respectiv am mers sute de metri, poate nu știu, kilometri. Multe alte mașini erau oprite. Când un om face un lucru rău, nu-l lovește doar pe el. Lovește și familia și pe mulți alții. Aceasta e problema, că eu văd vestea cea bună în judecată este că dacă noi am putea în sfârșit să ne oprim din neascultare, nu mai aduce atâta daună lumii și oamenilor care ne înconjoară. Pentru că noi spunem, auzi, doar pe mine contează. Însă cel care fumează lovește posterității lui în copiii lui, cel care bea lovește în copiii lui și așa mai departe. Și răul se transmite din generație în generație. Nu sunt doar eu. E vorba și de cei care mă înconjoară. Și de asta spun că judecata să dea Domnul să ne frâneze pe fiecare, să mă frâneze pe mine, ca nu cumva să mă duc mai departe în posteritatea mea, să lovesc în copiii mei și în toți ceilalți care, vă spun, poate, uite, Adam s-a dus. Dar neascultarea lui, el a spus la un moment dat în Patriarhul Proveț că seara Domnului spunea că a fost o binecuvântare moartea, în sensul că a fost o mânghiere când și-a dat seama cât de departe și câtă durere s-a produs. Mai am o ultimă întrebare. Cartea Apocalipsei promite o lume fără suferință, el va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu vor mai fi suferințe și așa mai departe. Cu toate că un creștin știe și cunoaște această realitate a Scripturii, această promisiune, ce părere aveți de acel creștin care lupta cu sărăcia, cu boala, se resemnează, uneori chiar începe să se văicărească, acuză pe Dumnezeu, arată cu degetul spre Dumnezeu și în cele din urmă abandonează lupta, părăsește credința, părăsește biserica sau chiar își ia viața? Cu toate că are această făgăduință, va veni o lume în care Dumnezeu va face dreptate, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ce părere aveți de un asemenea creștin, de un asemenea om? Acum, la cazurile particulare e greu să dai un răspuns, pentru că nimeni nu știe experiența proprie a omului, dar... Într-adevăr, eu ceea ce am văzut de-a lungul istoriei, am văzut că oamenii în condiții mult mai grele decât ale noastre,
au găsit speranță în realitatea aceasta viitoare, a pământului nou și a cerului nou. Și îmi place foarte mult când citesc Biblia că Dumnezeu nu atât de mult caută să ne arate ce este acolo, ci ne spune ce nu mai este acolo. Da? Și cum și ajungem îmi place foarte mult în Apocalipsa să-mi spună, uite, pentru că până la urmă care e problema? Nu mai e suferință de aici legată de boală, nu mai sunt lacrimi, nu mai e moartea. Imaginați-vă o lume în care să nu mai fie nevoie de spital și de cimitir. Da? Vorbeam de profesii care vor dispărea pe noul pământ și, într-adevăr, una dintre profesiile, eu cred că este împreună cu slujirea sufletului, cel care vindecă trupul, sunt profesiile cele mai nobile de pe pământul ăsta. Nu vor mai fi. Să te gândești că nu va mai fi nevoie, da? Da. Probabil că o să găsească cu ceva mult mai frumos și mai nobil, dar așteptăm asta. Și, repet, noi astăzi ne plângem foarte mult, deși avem condiții net superioare față de Răspunsul este la început, cum am început. Experiențele acestea nu sunt ultime și nu sunt rare. Soluția este să ne întoarcem la textul de memorizat, fiți tari. Unul poate să se întărească, altul poate, dar datoria noastră este să încurajăm, să vorbim despre speranță. Putem să fim noi, poate să fie cineva de lângă noi, dar avem această datorie să vorbim despre ceva frumos, despre ceva real, despre Evanghelie, despre oferta pe care Dumnezeu o face și, în mod miraculos, Duhul Sfânt, Dumnezeu atinge aceste inimi și se întâmplă minuni. Omul acela se poate întoarce și își poate recâștiga credința. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Promisiune concretă. Dar cei cu pomul vieții, frunzele pomului vieții, ar spune Dumnezeu așa, uite, eu vă șterg lacrimile, am făcut dreptate, judecata s-a încheiat, sunteți aici, dar dacă mai aveți o problemă, duceți-vă la pomul vieții și luați de acolo din frunze, că alea rezolvă problema. La ce se referă asta? Pentru că sunt mulți care își pun întrebarea, Doamne, de ce? Dacă în împărăția cerurilor vom fi desăvârșiți, vom fi fără boală. Dar asta nu înseamnă că nu va fi creștere. Înseamnă că nu care va fi... e sensul, rolul și rostul frunzelor? Eu mă gândesc, Marius, aici la faptul că noi când avem de-a face cu împărăția veșnică, imediat zicem, e ceva absolut, ceva unde nu mai există creștere, cum spui tu. Dar mă gândesc că mii aceea de ani pe care noi o vom avea în cerul va fi și pentru elucidare. Noi vom avea multe întrebări. Eu nu cred, uitați, hai să spunem că poate eu mâine, în seara asta, trec la odihnă. Eu, dacă ar fi să dea Dumnezeu să fiu la învierea celor drepți, eu primul lucru care va fi să-l caut ar fi copii, soția, nu? Normal. Și dacă nu-i voi găsi acolo? Eu am nevoie de niște elucidări. Eu cred că mii aceea de ani în judecata e pentru vindecarea noastră. E pentru elucidare, e pentru vindicarea caracterului Dumnezeu, e pentru a arăta cum a lucrat, cât de drept e Dumnezeu, pentru că la sfârșitul judecății, cele de 1000 de ani, spune că toți vor zice drepte și adevărate sunt căile tale. Eu nu cred că noi vom fi în starea în care să spunem, ah, ce bine că suntem noi aici și cer, nu-mi pasă de ceilalți. Durerea aceasta o vom experimenta și noi, așa cum experimentează și Dumnezeu pentru fiecare dintre cei care nu vor fi acolo, pentru că noi vom fi una cu Dumnezeu. Vă dați seama, și ultima scenă când Dumnezeu învie pe toți cei nelegiuiți, nu Dumnezeu ia inițiativa de a arunca focul, ci ei iau inițiativa de a atăca și ce Dumnezeu trimite focul, dar inițiativa este a lor. Oameni, e foarte trist pentru mine sau pentru oricine ar fi să fie acolo și să vezi că poate cei din familia ta vor căuta să te răpească, să te lovească. Va fi un război, va fi într-adevăr un moment dificil după mii aceea de ani. Și de asta spun că restaurarea aceasta și ștergerea lacrimilor o vom experimenta. Dumnezeu însuși va șterge lacrimile noastre. Știi cum văd eu? În lumea lui Dumnezeu toate lucrurile sunt legate. Este o legătură intrinsecă între planul fiziologic și planul spiritual. Și când Domnul a pus niște îngeri ca să nu aibă acces acolo Adam și Eva la pomul vieții, l-a știut de lucrul acela. Adică în împărăția celor, deși este o lume perfectă, totuși va fi creștere. Acolo vom mânca, acolo vom merge, nu vom sta așa în niște aripi plutitoare. Deci este o realitate fizică, fiziologică, chimică. Legile chimiei, legile fizicii nu sunt suspendate în cer. Eu mă voi hrăni acolo, eu voi învăța acolo. Nu dintr-o dată acum capul meu
va fi plin cu toată biblioteca din Alexandria și în împărăția celor stau acolo pe o parte și nu stau să beau decât... Nu, nu, nu. De aceea este frumoasă veșnicia. Pentru că acolo vom crește și vom învăța lucruri pe care, cum spune Apostolul Pavel, mintea... Și întregul univers pus la dispoziția. Da. Lucruri la care mintea nu poate înțelege. Acum aici, Nelu, mai e un lucru... Subscriu la ceea ce a spus și Marius și Richard, este o imagine frumoasă care leagă Apocalipsa de Geneza. Să nu uităm că în Geneza erau cei doi pomi, pe o parte și pe alta râului, și aici este un pom care are rădăcinile de pe ambele părți. E o imagine foarte frumoasă, care merită mai departe să fie explorată. Am ajuns la finalul studiului nostru. Ar fi trebuit să mai avem timp pentru că ai multe de spus când vorbești de fericită nădejde, dar încheiem cu un gând și anume acela că Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu aude, Dumnezeu vede, vede strigătele noastre, vede nevoile noastre, suferințele noastre, vede și capacitățile noastre de a ajuta pe cei care trec prin experiențe dificile. Așadar, haideți să ne declarăm parteneri cu Dumnezeu în această lucrare de restaurare, până când fericita noastră nădejde se va realiza în mod concret. Până data viitoare, vă spunem la revedere și vă mulțumim că ne-ați urmărit vouă și mulțumesc și invitațiilor mei pentru colaborare în această ocazie. La revedere!